Guvernul a alocat bani pentru achiziția de tablete și dispozitive electronice pentru un număr de aproximativ 500.000 de elevi. Tot din fondurile de la guvern ar urma să fie achiziționate și 5.000 de containere sanitare cu toalete și chiuvete cu apă curentă pentru școlile care nu au aceste condiții. Totodată, banii vor fi folosiți și pentru a dota unitățile școlare cu măști de protecție pentru elevi, profesori și personal auxiliar, dar și pentru dezinfectanți pentru mâini și suprafețe. 100 de milioane de euro sunt destinate pentru achiziția de tablete și dispozitive electronice pentru învățământ online pentru un număr de aproximativ 500.000 de elevi. 50 de milioane de euro vor fi fonduri pentru acoperirea cheltuielilor legate de achiziția materialelor de protecție sanitară și medicală. Vorbim despre măști și dezinfectanți în școli. 25 de milioane de euro vor fi sume alocate pentru achiziția de containere sanitare mobile, care vor beneficia în același timp de o finanțare de 5.000 de euro pe container pentru racordul acestora la infrastructura de apă și canalizare. Destinațiile acestor containere vor fi unitățile de învățământ care nu au în acest moment condiții minime de igienă pentru elevi, respectiv toalete, chiuvete cu apă curentă. Pentru aceste fonduri pot aplica autoritățile locale, inspectoratele școlare, dar și unitățile școlare începând din luna octombrie. Este permisă decontarea cheltuielilor pentru aceste categorii de achiziții efectuate începând cu 1 august. Practic, autoritățile locale care au achiziționat tablete pentru elevi, dispozitive electronice pentru învățământ online, măști, materiale de protecție sanitară care au efectuat deja aceste achiziții începând cu data de 1 august, sunt eligibile pentru decontarea acestor cheltuieli și pot depune cererea pentru finanțarea lor de către Ministerul Fondurilor Europene începând din luna octombrie. La nivelul anului 2020, în România erau estimate de autorități peste 370 de școli și grădinițe care nu aveau grupuri sanitare salubre. Nu beneficiau de toalete și chiuvete. Peste 48.000 de elevi învățau în total în aceste școli. Unele școli și grădinițe au primit de anul trecut fonduri pentru construcția unor toalete, dar acest lucru nu s-a întâmplat. Primarii s-au plâns că banii nu erau suficienți pentru investiții și nu puteau să susțină restul din bugetul local. Pe de altă parte, în unele zone, clădirile care adăpostesc grupuri sanitare noi stau nefolosite din lipsa alimentării cu apă și canalizare.